Care este cea mai mare greșeală pe care o persoană o face atunci când vrea să scape de o dependență emoțională? Să considere că dacă mintea ei îi spune că nu este bine ceea ce face, și sufletul ei va pune în practică. Pentru că nu este așa. Ceea ce noi, ființele umane, înțelegem din punct de vedere cognitiv, de multe ori este incompatibil cu ceea ce noi simțim din punct de vedere emoțional. Mai pe scurt, se prea poate ca eu să gândesc ceva cu mintea mea, dar cu emoția mea să simt altceva. Și atunci, care este soluția? Ei bine, soluția este ca ceea ce eu gândesc cu mintea mea să fie ascultat și de emoția mea. Mai exact, dacă eu, din punct de vedere emoțional, nu ajung să schimb ceea ce generează dependența emoțională, eu degeaba voi fi, din punct de vedere cognitiv, extrem de coerent în ceea ce înțeleg că mi se întâmplă. Eu pot să înțeleg cu subiect și cu predicat că un om este problematic pentru mine. Eu pot să îi sfătuiesc pe alți oameni care sunt în situația mea să plece din situația respectivă, dar eu la rândul meu să nu pot să fac asta. Și asta se produce datorită faptului că emoția noastră, în cele mai multe situații, are un alt timp și un alt mecanism de funcționare decât mintea noastră. Pentru că noi, în această existență, învățăm în paralel cu mintea, respectiv cu sufletul. Sunt situații de unde sufletul tău învață o lecție și mintea niciuna, dar și viceversa. Situații de unde doar mintea ta învață, iar tu cu sufletul nu preiei nicio informație. Cea mai la îndemână explicație este că sufletul nostru, de foarte multe ori, are un nivel de puritate și de transparență pe care mintea noastră nu îl conține. Pentru că, din punct de vedere mental, suntem extrem de atașați de ceea ce ne-a fost predat de alți oameni, de ceea ce alte persoane ne-au zis că este corect, de educația noastră. Și, de multe ori, sufletul nostru este constrâns să creadă ceea ce mintea noastră consideră că este singura realitate. Și atunci, cum rezolvăm această problemă? Păi, dependența emoțională trebuie abordată, așa cum îi spune și numele, de la emoție și nu de la minte. Pentru că tu poți, din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere rațional, logic, să fii perfect convins că un om nu este potrivit pentru tine, că o persoană îți face rău, că o persoană este toxică. Sau nu vorbim doar de o persoană, vorbim de dependență emoțională, de exemplu, de ceilalți. O persoană care nu poate să-și creeze propria viață pentru că este dependentă de ce spun, ce cred alți oameni, fie că vorbim de relație romantică sau nu. Deci, dependența emoțională nu poate fi abordată doar din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere mental. Ea trebuie abordată de unde pleacă cauza ei, adică de la emoție, mai exact de la răni emoționale. Tu ești dependent emoțional de cineva sau de ceva, pentru că înăuntru tău există o problemă care nu are legătură cu ceea ce mintea ta a învățat, ci are legătură cu ceea ce emoția ta a înmagazinat. Are legătură cu un bagaj emoțional neprocesat. De foarte multe ori, dependența emoțională cronică este activată de o rană emoțională care a fost prezentă acolo mulți ani, dar pe care noi nu am conștientizat-o. Poate că ne-am simțit abandonați în relația cu părinții noștri. Poate că ne-am simțit abandonați în relația cu persoanele care au reprezentat cel mai mult pentru noi. Și atunci, dependența noastră emoțională are la bază o nevoie uriașă de afecțiune nesatisfăcută într-un moment crucial din existența noastră, pe care noi astăzi o raportăm în momentul prezent la toate interacțiunile cu toți oamenii. De aceea, vindecarea dependenței emoționale începe întotdeauna de la emoție și abia apoi ajunge la minte. Niciodată nu încerc să vindec cu mintea ceea ce emoția mea îmi spune că este problematic. Și sunt dependent emoțional de cineva, ok, înseamnă că eu trimit energie care nu ajunge evident nici la persoana de care sunt dependent emoțional, pentru că altfel nu am mai avea această formă de relaționare toxică. Dependența emoțională nu este niciodată romantică, nu este niciodată plăcută și nu este niciodată iubire. Trimit energie către acea persoană, respectiv eu îmi pierd energia. Și atunci trebuie văzut ce este de făcut.
Păi ce este de făcut? Eu trebuie să îmi redirecționez acea cantitate de emoție care intră la dependența emoțională către altcineva, către altceva. Practic, eu trebuie să îmi educ emoția să genereze pentru mine mai mult bine decât rău. Ca să fac un rezumat, ce înseamnă să ieși din dependența emoțională? Opusul dependenței emoționale care este? Independența emoțională. De ce, unde trebuie să ajung? Să fiu independent. De ce anume am eu nevoie ca să fiu independent? Am nevoie să găsesc în mine, în sufletul meu, suficiente resurse încât să nu mai depind de altcineva. Cum găsesc aceste resurse? Generând în interiorul meu echilibru, pace și calm. Dar cum generez echilibru, pace și calm dacă mintea mea este un război? Văzând care este cauza emoțiilor mele conflictuale. Care este cea mai mare problemă pe care eu o am cu mine sau cu ceilalți? Ce mă doare pe mine cel mai tare din viața mea? Acolo merg și acolo rezolv. Cum? Rezolv cu acceptare, rezolv cu iertare, rezolv cu comunicare. Sunt oameni cu care eu sunt certat și cu care am un conflict activ. Trebuie să mă împac sau dacă nu pot să mă împac pentru că a fost abuz, ok? Să îi iert pe acei oameni cu toată simțirea mea. Trebuie să văd, nu m-am iertat pe mine, mă simt eu vinovat de ceva din trecut și trebuie, bineînțeles, să lucrez activ asupra rănilor mele emoționale. În foarte multe cazuri, rănile emoționale nu dispar pentru că tu cu mintea ta îți impui asta și nu are cum să se întâmple asta. Și foarte multe persoane nu-și mai revin independențele emoționale pentru că se învinovățesc pentru ceva ce este absolut firesc. Rănile tale emoționale, dacă nu te ocupi activ de vindecarea lor, nu se vindecă de la sine. Ok, poate că nu mai sunt atât de intense în unele cazuri și poate că în unele cazuri reușești să crezi că ele nu mai sunt acolo sau să amâni vindecarea lor, dar dacă din partea ta nu există un stil de viață care să îți permită o redirecționare și o reorientare a emoției tale către altceva în afară de trauma ta, vei continua să fii dependent emoțional pentru că înăuntru tău nu există nimic de care tu să te agăți și atunci te vei agăța de orice altceva din afara ta. Orice persoană vine lângă tine sau spre tine este un om de care tu te agăți, în sensul în care pui asupra lui tot acel bagaj emoțional neprocesat. Bineînțeles că relația cu persoana respectivă nu este funcțională, iar starea ta se înrăutățește. De aceea este important, atunci când vorbești de dependență emoțională, să te ocupi foarte concret de răni emoționale. De rănile emoționale ne putem ocupa în mai multe moduri. Putem face o terapie energetică care susține vindecarea energiei traumei de la bază și către exterior. Putem să ne ocupăm de vindecarea rănilor emoționale prin tot ce ține de rugăciune, prin tot ce ține de practicarea unei activități sportive, prin tot ce ține de meditație, sau putem să ne ocupăm pur și simplu încercând să ne iertăm pe noi în fiecare zi și pe ceilalți. Dar este foarte important să înțelegem că vindecarea dependenței emoționale se întâmplă în primul rând la nivel emoțional și energetic. Plus că, să nu mai spun, tu nu poți să te vindeci de o dependență emoțională dacă generezi prin gândurile și emoțiile tale în continuare dispreț, anxietate, ură față de tine și față de persoana în cauză. Este nevoie ca tu să fii cel care oprește acest ciclu toxic care se perpetuează în viața ta și să iei atitudine și să spui, înțeleg că asta este o dependență, îmi asum responsabilitatea, vreau să mă vindec. Atât timp cât tu te agăți de dependență ca o justificare a slăbiciunilor tale și spui, eu nu sunt bine în viața mea, eu nu mă fac bine pentru că a venit acest om, pentru că e această persoană, nu. Tu nu ești bine pentru că alegi să fii dependent în continuare de acest om și alegi să nu faci nimic. Este greu să scapi de dependența emoțională, este foarte greu, dar tocmai ăsta este procesul de învățare. Tocmai în asta constă independența emoțională, să treci prin foarte multe situații în care vezi cum este să depinzi de altcineva și atunci tu să-ți revendici această independență emoțională ca pe ceva la care tu muncești activ, ca pe ceva pe care tu îl meriți, pentru care lucrezi și pe care îl conștientizezi.